Bugetul trebuie împărțit în funcție de mai multe criterii. Reprezentanții PSD au propus ca pe lângă criteriul principal, cel al populației, să fie luate în calcul și investițiile, dar și unitățile de învățământ de pe raza localităților. Conform criteriilor mai sus menționate, municipiul Giurgiu ar trebui să primească 38 de miliarde. Anul ăsta avem de dat 12 miliarde pe lună. Anul trecut am avut 11. Impozite și taxe, rate la bănci și dobânzi. 12 miliarde. În condițiile în care media încasărilor de la impozite și taxe aici se mișcă. 12, 14. Din totalul banilor pentru bugetul anului 2014, 80% reprezintă sumele repartizate de direcțiile județene de finanțe publice. În acest caz, cel mai important criteriu este gradul de colectare al fiecarei unități administrativ-teritoriale în parte. Restul de 20% sunt bani împărțiți de consiliile județene în baza propriilor criterii. Consiliul județean are de împărțit în acest an 164 de miliarde.